Vânzările de carte au crescut cu 30% în 2020. În topul preferenților sunt cărți pentru dezvoltare personală, asta dacă vorbim despre cărți pentru adulți. Iar pentru copii, ele sunt adaptate noi ere, au devenit extrem de interactive. Nu mai sunt ca pe vremea noastră. Da, și mult mai interesante pentru copii. Nu mai trebuie să lungim vorba. Bună dimineața! Uite cum se deschide o carte în 2021. Vrem să ne uităm acolo, că este foarte interesant. Mult mai interesante și pentru mine, să știți. Da. Cucerit. Deci deja am un wish list. Oana Hagiescu este alături de noi astăzi. Bine, Oana este venit, Oana. Colega noastră de la depici.ro, una dintre cele mai noi platforme din portofoliul digital ProTV și ne vorbește astăzi despre cărți pe care putem testa realitatea augmentată. Nu? Deja a făcut Oana o selecție pentru noi și ne-a adus aici câteva variante. Și ce avem aici? Aici avem un atlas geografic școlar. Eu dacă l-aveam pe ăsta, mie nu-mi plăcea geografia când eram mică și eu dacă l-aveam pe ăsta, era altfel stăteau lucrurile. Este o carte scoasă de editura Corint și este o noutate pe piața românească și înțeleg că și pe piața internațională. Aduce printul în, este o punte între print și digital, pentru că acum copiii stau foarte mult în mediul online și atunci le trebuie mai multă acțiune și se învață mult mai ușor, adică vezi cum ies lucrurile dacă nimerești. Să vorbim puțin și despre cum funcționează toată partea asta de realitate augmentată. Ai indicații acolo, cum downloadezi, cum faci absolut tot. Este foarte ușor, merge și pe Android și pe iPhone. Și din carte ies lucruri, iese pământul, am trecut la altă, iese pământul, vezi continentele, vezi, am trecut la cealaltă. Da, aici este o carte, de fapt, carte de povești pentru copii, se numește The Other Side of the Moon, de Georgia Lohan. Și este primul autor de la noi care scoate de carte. Afară nu mai sunt, dar aici e primul. Și este foarte drăguță, Briana, o vedeți aici? Da, te vedem și pe tine. Mă vedeți și pe mine. Da, Briana merge, pleacă într-o expediție să găsească secretele de pe lună. Și vedem cum se pregătește, cum își face o hartă. E foarte simpatic și desenele sunt foarte drăguțe. Andra Pană le-a făcut. Este scoasă fără ajutorul unei edituri, deci un pic costurile au fost considerabile. Dar este punct de plecare pentru a vorbi despre prietenie, despre curaj, despre încredere. Adică e foarte, foarte simpatică și v-am zis, desenele sunt de efect. Dar copiilor le place, adică e clar. Da, asta este clar. Ne plac și nouă. Da. Deja și eu am avut aceeași... Nu venea să închid. Avem însă mult mai multe cărți aici, de la mai multe edituri. Acum încerc să arăt și câțiva dinozauri, sper să reușesc. Da, asta este de la editura Prestige, care are două, cu dinozauri și spațiu. Descoperă spațiu în 4D și urmează oceanele și animalele. Ar trebui să facă niște chestii dinozaurii. Îi vezi cum rag, îți spune unde au trăit, ce mâncau, e foarte, foarte interesant. Și fac sunete, tot felul de lucruri și învățarea este mult mai ușoară, pentru că ai și vizual, ai și auditiv și poți să atingi. Și atunci există pe site-ul de pici, că tot vorbeam despre de pici, un articol despre felurile de a învăța, care sunt auditiv, vizual și kinestezic. Și atunci dacă copilul are și auditiv și vizual și pune și mâna și învârte pe acolo, învățarea este mult mai ușoară și mai profundă și este mai distractiv până la urmă, că nu te uiți doar la niște poze, ci vezi și lucrurile cum ies. Și ce am observat eu este că aceste cărți nu sunt neapărat și mai scumpe. Nu sunt neapărat mai scumpe, adică nu, chiar nu e așa o avere și dacă prinzi și niște oferte, chiar sunt... Sunt ok. Dovadă că, într-adevăr, cărțile pentru copii chiar s-au vândut mai bine în 2020, chiar dacă mulți copii au făcut școala online în perioada aceasta, iată că manualele, cărțile au fost în continuare prezente pe listele lor de cumpărături. Pentru că le place, pentru că interacționează tot timpul cu ecranele și atunci vor să vadă altfel de hărți, altfel de lucruri. În Atlas, la sfârșit, sunt niște hărți în care... poate... Acolo ai și steaguri, poți să pui mâna pe pinul acela și vezi orașul, vezi continentul, e foarte, foarte interesant.
Da, chiar este foarte interesant. Și la sfârșit, ca asta ziceam, sunt niște hărți în care poți să-ți verifici cunoștințele, adică și un test. Tu vorbești cu foarte mulți specialiști din zona asta de parenting, constant cu asta te ocup. Practic, ce spun ei despre variantele acestea de cărți? Sunt recomandate? Pentru că sunt mult mai incitante pentru copii, adică e clar că le place mai mult și învață mult mai ușor. Ca în orice lucru legat de tehnologie, trebuie să avem un echilibru, că să nu sărim niște limite. Tot pe depici.ro este un interviu cu Marius Damfir, psihologul care a identificat primele și a făcut primele studii despre autismul virtual. Perfect. Care are legătură și cu exagerarea povestim ecranelor. Însă mai multe și la ora 10, nu vreau să spunem totul acum. Da. Pe Oana Hagiescu, așa cum am spus și la început, o găsiți și pe depici.ro și acolo puteți găsi și foarte multe articole interesante, mai ales dacă sunteți părinți, dar chiar și câteva idei pentru cei mici. Da? Deci ne vedem oricum și la ora 10, așa că dacă aveți întrebări pentru noi, revenim atunci și până la acel moment ne mai jucăm puțin cu aceste cărți.